Român de aproape și român de departe, continuăm seria prezentărilor personalităților românești cunoscute și apreciate în străinătate. Îmi face plăcere să vă prezint în următoarea jumătate de oră, în următoarele minute, un profesor universitar român, doamna Iulia Motoc, care este cel mai tânăr raportor al Organizației Națiunilor Unite din istoria ONU și primul raportor român. De asemenea, domnia sa la 34 de ani a primit titlul de profesor universitar în România, conducător de doctorat în Franța, dar avea aștept să ne spună dumneai mai multe din biografia personală, pentru că considerăm noi, face parte din categoria personalităților românești cunoscute și apreciate în străinătate, de la care marele public și mai ales tinerii acestei țări au ce să învețe. Doamna Iulia Motoc, iată prilejul discuției noastre, este acela al unei lansări de carte, o carte prefațată de dumneavoastră, ediția în limba română, și o conferință la Institutul Cultural Român. Cu cine ați venit în România acum, doamnă Motoc? Am venit în România, în primul rând, pentru a preda cursurile la Universitatea București, la Facultatea de Științe Politice, unde sunt profesor. În același timp, am venit în România pentru a lansa cartea profesorului Weiler și pentru a avea această dezbatere despre Europa creștină la Institutul Cultural Român, această seară, discuție care a fi moderată de mine și de domnul Horia Roman Patapievici. Un profesor universitar apreciat la New York și în America, iată, vine în România. Sunt multe personalitățile din străinătate care vin aici și de la care avem ce învăța, dar, doamna Motoc, avem ce învăța și de la marii noștri români. Avem ce învăța de la marii noștri români. Este o discuție complicată. Marii noștri români există în afara țării și chiar am avut prilejul să ne cunoaștem cu ocazia decernării titlului de doctor honoris causa a scriitorului Norman Manea, pe care l-am cunoscut la New York și pentru care am făcut laudatio la Universitatea din București. Dar aceste personalități care există în afara țării sunt văzute, sunt vizibile în măsuri și grade diferite. Cred că depinde foarte mult aici și de modul în care fiecare dintre aceste personalități își desenează cariera publică. Da? Există o mare dezbatere la care mă gândesc întotdeauna, dezbaterea dintre Antonio Tabucchi, și el a venit în România cu aceeași ocazie, și Umberto Eco. O polemică faimoasă în Italia, pentru că Tabucchi spune, scriitorul are menirea lui, scriitorul trebuie să stea la masa de scris, el nu trebuie să facă marketing asupra lui, nu trebuie să facă ce numesc americanii self-promotion. În momentul în care intelectualul are o vocație, vocația lui se manifestă prin scris, pe când Eco are viziunea diferită, viziunea în care intelectualul trebuie să fie în același timp un manager. Ori probabil că aceste două tipuri de personalități se manifestă la fiecare dintre noi. Pentru foarte mult timp, probabil că am fost de aceeași opinie cu Tabucchi. La un moment dat, de curând, unul dintre colegii mei juriști, judecător la Cluj, mi-a spus, și ce o să faci, să țineți toate cunoștințele acestea pentru dumneavoastră? Și m-am hotărât, nu să le țin aceste cunoștințe pentru mine. Dar nu este simplu. Nu este simplu să, exact cum spunea Norman Manea, când spunea că nu există foarte multe televiziuni care au cerut interviuri, nu este simplu să treci de la o anumită viziune, cea lui Tabucchi, dacă vreți, la viziunea lui, la viziunea lui Umberto Eco. Da, aveți dreptate, pentru că și Neagu Giuvara spunea într-o discuție că dacă aș sta toată ziua la televizor, când aș avea timp să mai scriu cărțile, când aș avea timp să mai citesc, și într-adevăr
nici politica nu se face la televizor, nici știința, nici, iată, cineva nu-și face opera la televizor. Bun. Haideți să vorbim, spuneam că dumneavoastră sunteți în domeniul dumneavoastră o personalitate apreciată, cunoscută și în Europa și în America. Cum a fost drumul și care e rețeta, sună așa, emisiune utilitară, dar până la urmă, ce efort și cu ce preț ați ajuns aici, doamnă Mocroc? Am avut șansa, în primul rând am aparținut generației care a avut șansa să studieze în străinătate imediat după căderea comunismului și am fost bursier al guvernului francez, începând cu anul 1990. Și trebuie să fiu foarte recunoscătoare profesorului Corneliu Bârsan, care este astăzi judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la momentul respectiv decan al Facultății de Drept, pentru că pur și simplu a făcut o selecție în ordinea mediilor care am terminat facultatea, ne-a făcut niciun fel de discriminări între noi. Am dat un test la ambasada Franței, după care am urmat un program de 2A la Aix-en-Provence, în 1990. Țin minte că la momentul respectiv nu știam ce înseamnă DEA, nu exista internet să aflăm ce este. Țin minte că m-am trezit deodată de la o mică carte de drept internațional public pe care o învățasem la Universitatea din București, la în oranjeria lui Ludovic al XVI-lea, de la o faimoasă universitate din Franța, care este cea din Aix-en-Provence, una din cele mai apreciate universități în Franța, cu o bibliotecă imensă, în care erau numai cărți de drept internațional public și peste 10 zile trebuia să fac o prezentare în domeniul respectiv, noi care aveam un sistem de învățământ complet diferit de cel francez. Vreau să spun că în momentul acela foarte mulți români au renunțat a n-a mai face master. Am continuat foarte puțin, a fost foarte greu, pentru că diferența era foarte mare între învățământul în special în domeniul dreptului public și cel din Franța, în special pentru că ei începeau cu dreptul public din anul 3, ceea ce noi nu avem această specializare. Am făcut eforturi și am reușit să obțin rezultate care m-au determinat să continui, să fac doctoratul în Franța, doctorat pe care l-am terminat relativ tânăr, în 1996, și la care am avut un foarte mare succes. Am terminat doctoratul cu mențiunea Trebuie avele felicitațion du jury, deci o mențiune excepțională, și cu indicarea de publicare a lucrării în Franța. După care m-am întors în România. M-am întors în România și din nou am avut șansa să predau într-o facultate nouă, într-o facultate care a avut o mare deschidere internațională, în care am cunoscut foarte mulți oameni am avut foarte multe programe internaționale, deci ne-am integrat unui circuit internațional. Aveam predare în franceză, predare în engleză, apoi predare în română. Iar în 1996 mi s-a făcut oferta de către Ministerul de Externe să fiu pe post de membru alternativ într-un comitet, în think tank-ul Comisiei Drepturilor Omului, tocmai din cauza că eu fusesem între timp și judecător, am fost aleasă ca membru supleant, după care în 1999 respectivul membru a devenit ambasador, n-a mai putut să mai exerseze calitățile și m-am trezit deodată la ONU, foarte tânără, cel mai tânăr membru, și acum țin minte, era o sală de 1000 de persoane, de 1000 de ONG-uri. Eu am apărut acolo ca fiind membru alternativ, toată lumea a fost foarte șocată pentru că eram extrem de tânără la momentul respectiv și am început să vorbesc. Când am început să vorbesc, toată sala a tăcut, de obicei se numea sala bazar, și colegii au fost absolut stupefiați și mi-au spus, este semnul, dumneavoastră sunteți semnul că războiul rece s-a încheiat. În mod surprinzător, în anul următor era rândul Europei de Est în a avea un președintele și eu eram cel mai senior member, pentru că fusem ales în 1996. M-au întrebat, acceptați să fiți președinte?